Culiță Sterp a fost implicat într-un grav accident rutier, seara trecută. Artistul s-a ciocnit cu un alt autoturism, iar traficul a fost blocat minute în șir din cauza evenimentului. Autoritățile au intervenit imediat la fața locului. Din nefericire, celălalt șofer a ajuns de urgență la spital. Culiță Sterp are probleme serioase cu legea, după ce seara trecută a provocat un grav accident rutier. Evenimentul s-a petrecut joi noapte în Cluj-Napoca, în piața Avram Iancu, la intersecția cu Bulevardul Eroilor. Proprietarul unui autoturism Logan, care circula regulamentar, a intrat în mașina cântărețului care circula cu o viteză mare. Se pare că solistul nu a ținut cont de culoarea roșie a semaforului, astfel, a intrat în intersecție și a fost lovit în plin, ce au transmis autoritățile. Mai mult decât atât, potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, Culiță Sterp a plecat de la locul accidentului, iar ulterior a fost găsit de oamenii legii. ISEU Cluj a fost alertat la ora 2:08 cu privire la accidentul rutier între cele două autoturisme, fiind necesară prezența pompierilor, a unei autospeciale de stingere și descarcerare, dar și a ambulanței SMURT, ce a făcut artistul cu câteva ore înainte de accident. Înainte de incident, Culiță Sterp se afla în compania unui bun prieten. Artistul a publicat câteva filmulețe pe pagina sa de Instagram, în care dansa și râdea, fără să se gândească vreo secundă la ceea ce avea să urmeze. În momentul accidentului, artistul se afla la volanul mașinii sale, sub influența băuturilor alcoolice și se îndrepta cel mai probabil spre casă. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,41 mg alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate probe biologice la o unitate medicală. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.